Neața, Dani, neața tuturor. Un circuit putem face și acasă. Și ca să mă justific de ce am ales scaunul și aceste șervețele pentru a lucra, de curiozitate am intrat ieri pe canalul de YouTube personal și am fost mirat când am văzut că am aproape 1 milion de vizualizări pe antrenamentul pe care îl poți face acasă. Într-adevăr, este un gen de antrenament extrem de targetat. Dar faptul că au fost atâtea vizualizări mi-a dat de înțeles că sunt persoane care urmăresc și așa ceva. Și astăzi vom arăta cum ar trebui să arate, cum ar trebui să lucrăm un antrenament acasă. Te rog. Bun. Punem piciorul sus pe saltea. Celălalt, atenție pe scaun, da? Să nu alunece, da? Suntem atenți să nu alunece. Flexăm genunchiul de bază, punem palmele jos. În timp ce am pus palmele jos, apropii piciorul la spate. Cu același picior merg în față și mă îndrept, da? Și atât lucrez. Hai să vedem. Și jos, apropii la spate, pun în față și mă îndrept, da? E un exercițiu de cor, în același timp îmi lucrează foarte, foarte bine coapsa, da? Pun acolo brațele, exact, brațele ușor depărtate. Atenție, hai să schimbăm piciorul. Celălalt, sus la spate. Atenție, în 3, 2, 1 și lucrăm. Palmele jos, apropii, sus și mă îndrept. Și încă, asta e foarte important ca de fiecare dată, da, să ne îndreptăm sus. Bine, Flavia, acolo, ușor și apropii la spate și față, bine, și sus. Ok, și ultimul, 2, 1, stop, bun. Ne ridicăm în picioare. Palmele pe scaun. Un picior întins în față pentru că vreau să mărim intensitatea pe exercițiu. La piciorul de jos sunt așezat pe călcâi. Flexez coatele și mă ridic, da? Odată ce am ridicat piciorul de la sol și nu le-am pe ambele așezate pe sol, am mărit intensitatea pe exercițiu. Lucrați 15-20 de repetări pe fiecare picior. E foarte important. 3, 2, 1, stop! Bun! Ne așezăm pe lateral, da? Hai cu fața la mine, Flavia. Picioarele ușor ridicate, da? Bun. Arcuiesc picioarele, le ridic aproape de verticală și cobor cu ele odată ce revin și cu trunchiul. Sus și revin, da? E un exercițiu intens pentru tot platul abdominal, da? Asta e. Și ridic picioarele, asta e. Și sus, bine, și expiră pe fiecare ridicare. E foarte important să expir atunci când ridic trunchiul și picioarele simultan. 3, 2, 1, stop! Bun! Dăm scaunul deoparte, avem și șervețelele, da? Pe care le așezăm ori pe parchet, ori pe gresie, da? Și o să vreau să ne așezăm pe antebrațe. Picioarele întinse la spate, mișcarea este extrem de simplă. Arcuiesc ușor trunchiul, aduc picioarele aproape și revin. Atenție, mișcarea nu este amplă, da? Scurt și revin. Și scurt și revin. Angrenez foarte, foarte bine platul abdominal, da? Acolo, bine. Și scurt, bine. Și revin. E important să lucrați exercițiul ăsta pe interval de timp. Ca și număr de repetări ne-am duce foarte departe. E important să lucrăm un minut în mod constant, da? 3, 2, 1, ultimul exercițiu. Din nou, picioarele pe șervețele. Atenție, mă așez în poziție de planșă, da? Din nou, merg cu piciorul pe lateral și revin. Și la fel cu celălalt, da? Și lucrez alternativ cu picior pe lateral, da? Angrenez oblicii abdominal foarte, foarte bine în poziția asta, da? Îmi mențin trunchiul izolat și la fel lucrez pe interval de timp. Dar e important să ai aceeași intensitate pe parcursul repetărilor. 3, 2, 1, stop, fete! Mulțumesc mult de tot!